Ce v-ați pupat? Noi băieții nu. Noi ne-am saltat. Păi așa, așa. Lăsați că e suficient să mă pup eu cu Andreea. Ce? Da, da, dar noi ce avem? Ce-ți vrea? Eu că stai îmbrăcat în roșu. Ce? Ia uite mă ce mă bea. Bine ai venit să răduna. Bine m-am găsit și vă mulțumesc că m-ați scos din casă vineri seara. Ce nu ieșai? Păi cu trei copii acasă trei, mai, mamă, greu. Mai greu. Mai greu. Trebuie să mă furișez. Departe de mine gândul să pun paie pe foc, dar dacă tot ai ieșit, e momentul să ajungi duminica acasă. Mai nu băga, nu punea paie pe foc. Departe de mine gândul, am zis, dar dacă tot e să fie... Dar chiar așa, te-ai gândit așa când a fost ultima oară, când chiar ai putut să ieși în oraș cu... Cu Sergiu am ieșit Sergiu. Chiar luna trecută, să știi. Wow! Că din când în când mai faceți o nebunie. Am făcut o nebunie, am mers la Milano și am ieșit noi doi ca porumbeii. Am avut așa o seară a noastră. Ne-am simțit ca cât înainte stat, de... apropo? Trei zile. M-a avut, trei zile. Avut hai că s-au răsfățat ceva. Da, cu trei copii să stai trei zile și copii acasă, cred apropo că a fost... de trei copii, s-ar putea ca în 8 luni din momentul ăsta să mai avem încă unul, dacă a fost așa romantică vorbe. E posibil. Andreea, de fiecare dată ne-am auzit pe Skype. Asta pentru că erai și plecată din țară, dar pentru că și timpul nu ți era foarte limitat și nu prea îți permitea să te furișezi din casă așa cum ai făcut în seara asta. Cum e viața alături de trei copii și soție de fotbalist? Chiar vorbeam cu Sergiu zilele trecute că la început, la primul copil, a fost așa o aventură. Când era totul nou, nu știam cu ce se mănâncă. Erați speriați de tot ce se întâmplă. Speriați și nu? Fiecare moment al vieții luam așa că, wow, ce o noutate. La al doilea copil am zis, ok, a început show-ul. Da, deja vă mai obișnuiserăți așa, exact, nu? Exact, cu... doar că na, era tot ori doi, adică unde doi puterea crește și haosul crește. Și acum la al treilea copil... Să se descurce singur, auzi? Lasă-l, s-a făcut, da. Hai, lăsați-i să eu mergi. Nu înțeleg vorba aceea, chiar mă gândeam la ea. Al treilea se crește singur. Unde că al nostru nu se crește singur? Nu? Și e mai greu cu al treilea? E mult mai greu. Mai încercați unul, al patrulea, eu... sigur. Al patrulea, sigur. Se crește singur, al patrulea. Da. Mai okay, ales că e un party non-stop la noi în casă. Din câte știm, nașterea celui de al treilea copilaș a fost un pic cu probleme. Da, ăsta este și motivul pentru care ne-am întors în țară. Să spunem așa că am fentat, am driblat moartea mai bine, că dacă toți suntem cu fotbalul. Da, timp de două ore, chiar când eu nășteam, Sergiu n-a știut absolut nimic de mine, se întorcea de la Craiova, avusese antrenament și suna în recepție la spital pentru că nu avea informații despre mine. Mama, cu toate surorile ei la telefon, plângeau că au crezut că eu nu mai sunt printre... Ce s-a întâmplat mai exact? În timpul nașterii s-au fost nicio complicații sau doctorii ți-au spus de dinainte că e posibil ca ele să existe? Am avut probleme de sănătate destul de grave și mi-au interzis să mai zbor. Fiecare drum pe care îl făceam în Polonia era din ce în ce mai greu, aveam dureri foarte mari, aveam... în orice moment putea să îmi pornească un travaliu fals, aveam 24 de săptămâni și doctorii am spus că dacă se întâmplă lucrul acesta, e posibil să pierd copilul, ba mai mult să-mi pierd și eu viața. Doamne. Și... tot te duceai. Da, mereu cum povestesc că... Da, și m-am dus în Cracovia și am spus lui Sergiu cu ochi în lacrimi, iubitule, din păcate doctora nu mă mai lasă să vin, este ultimul meu drum. Spre tine. Spre Cracovia, da, pentru că trebuie să mă țină sub supraveghere. Mulți au întrebat, domnule, dar nu puteai să rămâi acolo, nu aveau doctori, da, dar... Eu cu doctora mea mă simțeam cea mai în siguranță. Plus că acolo doctorii, e foarte greu să găsești un doctor să vorbească limba, să te înțeleagă. Eu născusem cu doctora mea primii doi copii, doar în ea aveam, să zic așa, încredere. Plus că în Polonia nu sunt servicii de private. Private? Da, e doar de stat, nu. Deci nu există, nu există și de asta am luat decizia să rămân în țară. Am plecat și Sergiu la două zile distanță m-a sunat și mi-a spus, știi, eu nu pot să stau fără tine, eu mi-am dat seama, noi am fost mereu împreună, din primul moment în care am decis să avem o relație, eu m-am mutat la Mureș și am fost tot timpul de fost de genul de soție, de fotbalist, care l-a urmat tot timpul, nu? Pe da, exact. Și său. Nu știu, tot ce avem am construit împreună și să fii și într-o țară străină, să stai departe de copii, Zian, băiețelul, creștea și avea foarte mare nevoie de el. Era exact trecerea din bebeluș la băiețel și a zis, ok, am luat decizia și vreau să... El era acolo capitanul echipei de 2 ani de zile, adică... A fost destul de greu să a fost se greu. De acolo. Și știu că a fost și costisitor să evadeze, practic, de la echipă, nu? Nu,
ce am avut noroc, noi am fost foarte iubiți acolo și patronul echipei, în momentul în care Sergiu l-a sunat și a spus despre problemele mele de sănătate, a spus, Sergiu, mai aveam 3 ani din momentul acela. Și Sergiu, ok, nu vreau, n-am nicio pretenție materială, te las să te duci doar în România ca să fii lângă Andreea, vă susțin dacă e vorba despre familia voastră. Deci, practic, voastră. Asta a fost condiția, evident, el să se reîntoarcă alături ce de tine, dar să rămână în România da, la o echipă deci, din mai incredibil, incredibil, pentru că de obicei toți se uită contract. Care ar fi fost, clauza? Adică cât ar fi trebuit să scoată din buzunar dacă patronul nu ar fi fost un om înțelegător? Păi era o clauză la 1.000.000 de euro acolo în contract. Adică dacă Sergiu Rupea pleca, trebuia să plătească 1.000.000 de euro sau da, deci era clauza. Și ne-au lăsat, pe Sergiu să vină în țară. Și în ziua de azi toată lumea, de ce v-ați întors, de ce ați plecat de la Cracovia? Ăsta este motivul pentru care Sergiu a ales și... Până la urmă, cel mai nobil motiv v-ați găsit. Da, și dar lumea nu știe și toți văd așa, te-ai întors de acolo. El era de, capitanul echipei, foarte iubit, mai avea 3 ani de zile contract. Practic am renunțat la tot pentru... Dar varianta în care el să revină în țară, să fie o perioadă alături de tine și să se reîntoarcă, se poate? Nu știu, întreb. Bănuiesc contractul respectiv se dacă duce, se stinge. Se termine, și doar dacă mai vrea patronul, probabil să-l reangajeze peste un timp. Contractul deci nu se putea îngheța cumva contractul. Nu se putea, pentru că tu semnezi un alt contract cu altă echipă și nu te-ar fi luat nimeni împrumut. Da. Să te întorci apoi... Nu, mă gândeam că ar fi făcut el o pauză aici și s-ar fi antrenat, dar totuși cred că era peste mână și foarte greu. Ar fi însemnat ca în România să fie o echipă care să accepte condițiile acestea și nu a existat. Cum e viața în România după ce a fost destul de mulți ani plecați de aici? Acum, de când este la noua lui echipă, este foarte bună, liniștită, aproape de casă, el alături de copii. E la Petrolul Ploiești, da? Da, la Petrolul. 40 de minute de distanță de București. E totul foarte bine. El acum a început și școala de antrenori și o și poate face, pentru că acolo are nevoie de prezență. Și am zis, ok, dacă toți suntem aici, haide să profităm, pentru că ăsta era un plan de-al lui, pe care a încercat să-l mai facă, gândeam la Cracovia, doar că nu a reușit, pentru că ai nevoie de prezență. Foarte interesant. Deci drumul lui următor, după ce termină cu fotbalul, este să devină antrenor. Da. Dar totuși știu că v-ați luat o casă în Dubai și că teoretic urmează să vă mutați în Dubai. Da. Păi, stând în Polonia, mereu în vacanță am zis că vrem să mergem la căldură. Uh-huh. În Polonia e foarte frig. Da. Da, e foarte frig. Și ok, am zis, hai să mergem, era exact în 2020 când era pandemia și zic, care este o țară să fie aproape, să nu trebuiască foarte multe vaccinuri sau cu ce se călătorea în perioada aceea. Și am zis, ok, Dubai era țară deschisă pentru vacanțe, hai să mergem în Dubai. Eu nu am fost foarte, și nici Sergiu, nu eram foarte încântat, pentru că nu am auzit lucruri foarte bune înainte despre Dubai. Însă după ce am ajuns acolo am rămas uimit, în primul rând e cald. Tot timpul. Noi suntem cu căldura, deci dacă am putea sta doar, adică și asta și vrem să stăm doar la căldură. Și ne-a plăcut foarte mult energia acolo. Bine, noi ne-am dus ca turiști, dar avem foarte mulți prieteni care locuiesc acolo și am văzut Dubaiul prin ochii lor. Și foarte mulți care s-au mutat acolo și și-au cumpărat fie apartament, fie vilă, casă, mă rog, după posibilitate. Exact. Voi v-ați luat o casă. Da, ne-am dus acolo, ne-am întâlnit cu prietenii noștri de acolo. Și ne-au zis, băi, uite că există varianta asta, dacă v-ați dori să vă luați casă. Casă în Dubai, în mintea mea era ceva intangibil. După ce am început discuția și mi-au spus așa, haide să vedeți. Am zis, hai să vedem cu ochii noștri. Ne-au dat și un payment plan foarte... A fost scumpă? Să știi că... Deci nu mai e un secret în coată, nu e un secret pentru că... Mai ieftin ca România, da, cred. Se știe deja că prețurile sunt accesibile. Asta am vrut să spun. Dacă tragi linie, este... Adică la cât poate ajunge o casă frumoasă? Noua voastră, o casă în general. La 500.000 de euro, dar... Dar la fel ca în Pipera. Asta voiam să spun. Deci este la fel cum cât ar costa o casă în Pipera. Plus că ei, în momentul în care tu ții casa... Tu te duci și mai aduci doar accesoriile. Tu nu deci tu mai practic te duci ca la hotel. Exact. Da, e totul la cheie, da. Te duci pur și simplu, ți arăgeți hainele și ești în noua ta casă. Exact, deci în banii ăștia...